Acoperișul azilului pentru persoane în etate și cu dizabilități căsuța bunicilor din Drezina va fi în sfârșit reparat. Atât administrația cât și beneficiarii instituției spun că au așteptat 6 ani acest lucru. Lucrările s-au început de săptămâna trecută, merg în timp rapid pentru că avem puțin timp de până la finisarea lucrărilor și suntem foarte bucuroși că mult timp am așteptat să înceapă lucrările. Etapa următoare care o să decurgă o să fie construcția acoperișului. Muncitorii lucrează de cuzor pentru a finisa reparația în termenii stabiliți. Până la începerea sezonului rece urmează a fi realizate și alte lucrări de reparație pe interior. Totodată vor fi schimbate geamurile și ușile. Etapa începătoare sunt mai puțini, sunt 6, până la 6 oameni. Etapele următoare să le vedem. Posibil că o să fie și mai mulți, pentru că este nevoie de un contingent mai mare. Când o să finisez lucrările la acoperiș, atunci o să începem lucrările și la demolarea ferestrelor, ușilor și ca să finisez celelalte lucrări. Termenul stabilit pentru lucrările de reparare a acoperișului este de 2 luni, astfel, către sfârșitul lunii septembrie curent, azilul căsuța bunicilor va scăpa de o problemă. La moment, în azil sunt cazați 15 bătrâni și 5 persoane cu dizabilități. Ana Donțu, Ion Apostol, Rezina, fiți la curent!